aproape de mine, că mari valuri și încercări vine peste poporul meu, zice Domnul. Pentru că unii în vremea aceasta s-au tras la umbră, au pus umăr și meneglatoșe, mâna grubie, la păcat și al nelegiuire, zice Domnul. Și-au dat drumul în frâu, zice Domnul, fără teamă și fără frică, că-și Dumnezeu nu îi va judeca aspru. Sunt gata, zice Domnul, să vin să judec cu asprime cei care au făcut lucrul acesta. Au fost puși ca niște străjeri pentru un popor al meu ales, zice Domnul, să-i țin aproape, zice Domnul, și ei în vremea aceasta au stat în nepăsare și au privit la fața omului. Zice Domnul, gelosând după lucrul acesta, că păcatul a intrat la culmea în poporul meu, zice Domnul, și sunt gata să vin să judec cu asprime și cu lacrimi amare pe unele familii. Tu care ești aici, ia seama, zice Domnul, la cuvântul meu și iar cu sfințele, că sunt Dumnezeu, Domnul Dorvovea, Iisus Hristos e aici și stă de vorbă cu voi, zice Domnul. Fiți gata să mă slujiți cu inima sinceră, că voi sunteți martori ce vorbește Domnul ziua aceasta. Lacrimi după lacrimi poporul va vărsa și tu vei privi și vei spune, Doamne, n-am meritat că ne-ai ocrotit familia. Dar pentru unii sunt gata să-i judec cu asprime și cu lacrime mare și să conducă pe ultimul drum pe cei dragi, cu atât mai mult pe cei tineri, zice Domnul. Să ies înainte, zice Domnul, că păcatul de curvie e la culmea vremea aceasta în poporul meu și de multe ori copere cei care sunt puși în fruntea mea, zice, acopere, că-și vine vremea să dau pe față, zice Domnul, și apoi să vadă că-și Dumnezeu e drept. I-am așteptat să întoarcă și să apropie de mine. De aceea, oricare ești aici, fă-ți verificare, ești cu Domnul sau nu, zice Domnul, sau de multe ori ai călcat strâmb pe calea mea, zice Domnul, și ai privit la unele lucrurile firești, să le agonisești, sunt gunoaie înaintea mea, ia-ți inima de cer. E ziua cercetării, zice Domnul, e ziua când trag un semnal de alarmă să te apropii de mine, ca să cape streșele în ziua încercării și să vezi brațul meu la lucru, zice Domnul, și meneglatul și mara grupie, că lacrimile vor fi amare pentru unii și vor pune întrebarea de ce Domnul lucrează cu atâta durere și lacrimi în popor, pentru că au fost aleși pentru lucrarea mea, dar n-au lucrat cu dreptate și cu sfințenie, au privit la fața omului, nu omul mântuiește, Iisus Hristos Domnul. De aceea în ziua aceasta verifică-ți viața oricare ești aici, zice Domnul, și strigă-l pe Domnul să-ți dea iertare, unde îți dai seama că ai greșit, că astăzi capeți îndurare, zice Domnul, și capeți strașne, că Iisus nu la voie întâmplării s-a dus în locul acesta să stau de vorbe cu aleșii mei care îi iubesc, zice Domnul, că mulți caută în vremea aceasta să asculte cuvântul meu doar de formă, zice Domnul, cuvântul meu care vine prin Duhul Sfânt, să-l ia, să-l mute în altă parte, să audă și alții, să-mi prăște, zice Domnul, în loc să strângă cuvântul meu ca o sfințenie, zice Domnul, cuvântul meu este drept și sfânt, zice Domnul, nu judeca în vremea aceasta pe oricare este aici, zice Domnul, judecă pe tine și casa ta, să vezi, îl slujești pe Domnul cu inima sinceră și curată, sau o parte din inima ta i-ai dat tot celui care îmi agonisești lucrurile firești. Dă-ți inima întreagă mie, zice Domnul, ca în ziua încercării, când vei striga la Domnul, iată-mă că sunt lângă tine, ce vrei să-ți fac, să fiu medic? Așa să fie, Domnul, în ziua aceea pentru tine, de aceea, strigă-mă la timp și ne la timp, zice Domnul, ca în ziua încercării, când mă vei striga, să fim gata, să vin cu îndelemn vindecător, pe oricare ești aici, ori tânăr sau în vârstă, vor fi necazuri, zice Domnul, dar important să vezi izbăvirea mea și să simți mângâierea mea în ziua încercării. Cei care n-au nădejde, n-au unde striga, că n-au credință, zice Domnul, dar tu care ai trăit în poporul meu, ales de Domnul, caută-mă cu o inimă sinceră și curată, că mă las găsit, mă las înduplecat, să mă întorc din hotărârile mele care le-am luat pentru oricare ești aici, să mă îndur și să scriu îndurare și ocrotire în anul acesta.